Liberoul celor două stele, campion al Europei și la București și la Belgrad. În Serbia îmi spuneau român și în România sârbule. Vine la Replay să vorbească despre o carieră ieșită din comun. Golul anulat în finala cu River Plate. Întâlnirea cu Ceaușescu. Am făcut și puțin antrenament. Fuga în Iugoslavia. Mi-a spus să nu mă mai întorc, să mă duc la Partizan Belgrad să joc acolo. Mio drag Belo Dedici. Duminică la 16:30 pe TVR1.